Dr. Cristian Iulian Oancea, profesor universitar, medic primar, pneumolog. Doctor în științe medicale, pneumologie, manager al Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie, Victor Babeș Timișoara. Cristi. Da, Dragoș. Bine ai venit la, la noi. Aș începe dialogul ăsta, recunosc și pentru a-l face mai interesant pentru, pentru oameni, din partea cealaltă, să zic așa, adică de la moarte către viață. Și te-aș întreba: Ce spun acei oameni cărora le spui că mai au atât de trăit? Și mă refer la acei oameni care au făcut tot posibilul, toată viața, să aibă nenorocirea asta de cancer pulmonar. Ah, mulțumesc frumos în primul rând pentru invitație. Mă surprinde abordarea ta și cred că este abordarea cea mai corectă pentru pacient. Pentru că noi acum ne-am întâlnit să discutăm ce e mai bine pentru pacient, ce putem să facem pentru el ca să salvăm ani în viața pacientului. Da. Și când mi-a pus întrebarea, m-ai surprins și, m -a, m -a, deși nu sunt o ființă mai emoțională, emotivă, m-a trecut în fior pentru că, în urmă, cu vreo 15-16 ani, îmi amintesc că eram în cabinet și aveam un tânăr de 44-45 de ani. Și când am pus imaginea, care mi-a venit de la radiologie, pe computer, tomograful de torace și am văzut ce leziuni are... Eu sunt adeptul că pacientul trebuie să știe în mod real diagnosticul, nu să-l ascundem sau să-l învelim, pentru că atunci dacă știm în mod real, chiar dacă șocul este puternic, dar începem să ne pregătim, să vedem ce tehnici de intervenție putem să facem. Și când i-am dat vestea și am dat o blândă, omul insista să-i spun cu subiect și predicat, și când i-am spus, omul efectiv s-a albit și a leșinat. Asta a fost unul dintre cazuri de la începutul carierei. Mai am un caz de ieri, de exemplu, că, din nefericire, uh, 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 avem foarte mulți pacienți acum cu infecții respiratorii și după ce citesc acele pneumonii virale și bacteriene, descoperim că mai rămân anumite opacități cu contur uh -huh. spiculat, anumite opacități care uh, nu ar trebui să fie acolo, pe acea imagine radiologică. Și atunci, uh, le spun suspiciunea înaltă de asta. Și bineînțeles că omul întreabă, e prima întrebare care mi-o adresează, și cât mai am de trăit? E o întrebare dură și o întrebare grea, e un diagnostic dur. Cred că e cel mai dur diagnostic, indiferent că lucrăm cu patologie pediatrică sau patologia dată cu copii sau cu adulți, e diagnosticul la care eu mă rog de fiecare dată să mă înșel când îl pun. Pentru că știu că e o cale, cum mai zis tu e un drum fără întoarcere. Încerc să vorbesc cu pacienții, să le spun ce arată statistica medicală, în funcție de ce fenotip tumoral are, în funcție de ce tip de cancer este. Sunt unele canceri care merg mult mai repede, sunt unele cancere care sunt mai lente. De exemplu, un cancer la un tânăr evoluează mult mai repede decât un cancer la vârstnic, pentru că biologia. Vârstnicul este mult mai lentă. Da. Și atunci încerc să îi liniștesc, le dau câteva date orientative și le spun că trebuie să începem acest patient journey, acest drum al pacientului, în care noi trebuie să ne focalizăm cât mai repede, pentru că ce văd eu ca și medic pneumolog, eu văd imaginea radiologică pe, pe ecran. Dar cine pune diagnosticul de cancer, de ce tip, de ce fenotip, dacă este sau nu responsiv la o terapie biologică, este anatomopatolog. Eu ca să ajung la tumoră, trebuie să îi fac bronhoscopie și, dacă vrei, vorbim după aceasta de această tehnică, trebuie să-i fac poate o punctie transtoracică cu ajutorul radiologiei intervențional. trebuie să apelez la chirurgul toracic pentru o procedură minim invazivă, dacă la cel tumoră sau la cea metastază se ajunge foarte greu și după aceea anatomopatologul trebuie să desfășoare acele celule pe lamă să vadă cât de maling sau de bening este, este acea tumoră. Pentru că tumorile se împart în două tipuri mari, bening și maling. Bening care nu ne incomodează și sunt tot felul de uh, aceste opacități care putem să trăim cu ele și 100 de ani, dacă în Dumnezeu, și avem tumorile maligne care într-adevăr schimbă specificitatea, schimbă forma și dau și simptome clinice. Da, este o... Vorbind din pacient, practic, cred că este un șoc, așa aș putea spune, un șoc pentru pacient. Unii își revin după... Chiar după câteva zile sau după câteva săptămâni, întrebarea este: dar sunteți sigur de asta? Și, bineînțeles, că sigur nu poți să fii decât în momentul în care îți vine interpretarea de la anatomopatolog, de la morfopatolog. E un diagnostic greu de pus și este greu tot ce urmează după aceea pentru pacient. Pentru că uh, unii oameni, de pildă, atunci când li se dă un diagnostic uh, care e mai puțin grav, să zic așa. Adică nu e la modul categoric: Bă, mai ai doi ani, sau mai ai un an, sau mai ai, nu știu, maximum 5 ani. Uh, citeam că e, să zic așa, spre Da de viață la... Da, la 5 ani, e foarte redus. Da. De da. Ce la sută Bun. mult. Uh, asta și pentru că și vom vorbi imediat, uh, se depistează foarte târziu problemele uh, la uh, cu, cu cancerul la plămâni. Dar Uh, mulți oameni, și am exemple inclusiv în, în familie, uh, atunci când ni se spune, bă, dacă mai bei, dacă mai fumezi, dacă mai ai această viață dezordonată, dacă, 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 atunci vezi că mai ai destul de puțin. Unii răspund imediat și uh, puși în fața morții, da. uh, zic ok, hai că renunț la băutură, Renunț la țigări, renunț la așa. Alții zic, bă, nu nu uh, mi se poate întâmpla chiar mie. Da, pentru că, uite, eu l-am aici exemplu pe taică meu, care uh, a fost băgat în pământ de uh, alcool și de uh, țigări. În uh, vremurile dinainte de 89, bineînțeles că toată lumea considera alcoolismul nu o boală, ci o problemă morală, o, o tâmpenie, bineînțeles, toată lumea l-acuza, inclusiv noi, inclusiv uh, na, că nu vrea să se lase de băutură. O, e o dependență, e o boală. nu vrei să te lași. O boală. Da? Toată lumea ar vrea să se lase. Și apoi avea un, a avut un enfizem pulmonar. Un, și mi-aduc aminte, l-am dus cu vreo 10-12 ani înainte să moară, l-am dus la un medic. Care i-a pus tot diagnosticul, absolut tot. Și a zis, băi, dacă nu lași țigările, dacă nu lași băutura, dacă nu încep să ai un stil de viață ok, um, mai ai maxim 7-8 ani dacă faci ce zic eu, da? Deci dacă bei în continuare, fumezi în continuare, mai ai maxim 7-8 ani. Dacă faci ce zic eu, 15-20. Și am plecat de acolo, l-am lăsat să gândească o zi, două și a venit la mine și a zis boi tată, eu nu vreau să fac. Ce mi-a zis ăsta? Eu nu vreau să renunț nici la băutură, nici la țigări, nici la... Nu cheltui bani cu mine, nu mai are sens. O să... Și am mai ținut -o omul uh, 10 ani. Dar în Seara, în după-amiaza, când l-am dus la spital, avea să moară în noaptea respectivă. Și l-am dus din casă cu, cu o pătură de asta, împreună cu că nu putea oia să intre, mă rog. O, Și era în, acea pătură, când l-am pus pe, pe, pe targă, mi-a zis, dacă reușești să mă faci bine acum, au fost, cred că, ultimele cuvinte pe care mi le-a zis. De mâine nu mai beau și nu mai fumez. Adică ăla era momentul în care era, Când era fața foarte speriat și probabil își dădea și el seama că. Uh... Da, în fața morții ne schimbăm atitudinea, clar. Uh, în primul rând, atât alcoolismul cât și fumatul, dependența e o boală, e o boală în sine. Și s-a făcut o scară a dependenței, de la 0 la 100, unde la gradul de 100 sunt drogurile grele, cocaina. Okay. Alcul undeva între 30 și 40%. Gândiți-vă că factorul adictiv din țigară, nicotina, e la 99%. De asta adicția de țigară, noi o privim în specialitatea noastră ca adicția ca și drogurile grele. Pentru că el degeaba vrea. Și ca să spui la un om că este nefumător, trebuie să treacă minim șase luni de zile. Într-adevăr, renunțarea la fumat câștigi ani în viață. Un fumător care renunță la fumat câștigă undeva între 6 și 10 ani, 10 ani dacă este mare fumător. Și ținând cont că vorbeai de tatăl tău, că speranța de viață în România la bărbați undeva la 70-71 de ani, gândește că dacă fumează două pachete de țigări pe zi, adică e mare fumător, uh -huh. câștigă 10 ani. Adică nu moare la 60 de ani, în sensul acesta. Hey, pe, de. pe de altă parte, atât alcolicului, cât și fumătorului le place acest viciu. Pentru că fumatul îți recrutează acei receptori de dopamină, care e hormonul plăcerii. Fumătorul le place să fumeze și găsesc tot felul în jurul lor de scuze pe care se devină. Că mă liniștește, că nu știu ce, că ăsta. Nu, trebuie să fim conștienți că cred că anual în România, datorită fumatului, pierdem 36.000 de oameni. Ok, nu face cancer pulmonar de la fumat, dar faci un anevrins, faci un infart. Ceva se întâmplă. Nu cred că există boală în, în enciclopedia noastră medicală care să nu acopere toate litere alfabetului de la A la V. Deci nu cred că există. Deci fumatul ți le bifează pe toate. Și de foarte multe ori plămânul nu doare. Că tot sunt întrebat, dar și când am avut tumori care erau, ocupau jumate dintr-un plămân. Imense de mari. Și am întrebat, cum a fost? Când, când, a avut timp să crească? Că eu mă știu sănătos, nu simt nimica. Uh, trebuie să știm, să fim conștienți că, de exemplu, când punem mâna pe o plită caldă sau pe ceva fierbinte sau ne înțepăm, ne doare. Că avem receptor de durere, da? În tegument. Ei, pl în plămâni nu avem acest receptor de durere. În sân nu avem acest receptor. În creier nu avem acest receptor. În globul ocular nu avem. Deci sunt câteva organe în care noi acest receptor lipsesc. Ficatul la fel nu doare, nu? Ficatul nu doare, da. exact, da. da. Și plus că ficatul, hepatocitul, se are mm -hmm. și ca așa să se regenereze, Da. Și atunci tumora crește și se dezvoltă, se dezvoltă, se dezvoltă. Și abia când îmi atinge un vas de sânge și îmi dă acel sânge, când scuipă pacientul, acea hemoptizie, sau când obstruiază o bronhie principală și îmi dă acea disne, wheezing, tuse chiar, abia atunci pacientul se vine la noi, la, la, medic. Sau dacă, Doamne frește, vine deja cu dureri și are înseamnă deja metastase. Și de obicei, noi când vedem imaginea, Tumora a început să-și facă de cap apariția cu 3, 4, 5, 6 ani înainte. Uh, Tocmai de asta, programele de screening salvează. Uh, deci, programele de screening cresc durata de supraviețuire cu 85-90% dacă de depistăm pacienții în stadiul 1. Cu cât ajunge la noi în fenomene avansate de boală, adică cam 75% vin în uh, stadiile 3 și 4, Atât durata de supraviețuire la 5 ani, că vorbeam de acest cut mm. este mai redusă. Și la noi, în România, e undeva la 10% sau sub 10%, iar în Uniunea Europeană, în țările mai civilizate, undeva la 20%. Pentru că au programele de screening. Deci, trebuie să fim conștienți. Noi nu avem. În acest moment, nu. Avem ceva, deși Planul Național de Oncologie a fost, cred că, adoptat în octombrie 2022. În acest moment, am avut screening și am fost cuprins și în acest program de screening cu Clujul și cu mai multe spitale și cu Iașu, pe cancerul de sân. Și, într-adevăr, acolo am depistat multe, multe paciente care aveau nevoie și care s-a dovedit a fi tumori maligne. Mm -hmm. La fel și la plămâni. După 50 de ani, dacă ai fumat, ar trebui să faci cel puțin un computer tomograf, nu radiografie. De ce? Radiografia, acele opacități mai mici nu le depistează. Pot să fie suprapuneri cu coastele, cu... sunt tot felul de artefacte. Dar un computer tomograf cu doze scăzute, că una dintre întrebările pacienților, domne, dar nu mă iradiez. Uh, un computer tomograf normal este undeva între, ca și doză de încărcare, ca și cum ai face între 100 și 150 de radiografie. Dacă îți bag substanță de contrast, cresc undeva spre 400 de radiografii ca și zonă, doză de încărcare. Okay. Ca și cum mai face pase de radiografii în 10 minute, da? Pe un singur sună segment. În sună înfricoșător. Sună înfricoșător, dar cam în zilele noastre, cam toate CT-urile, computer-tomografe, au softuri de low-dose, de doze scăzute. Deci, la noi, cel puțin la noi în spital, putem să facem un computer-tomograf cu încărcături de doar 4 radiografii. Și atunci vedem tot ce înseamnă, vedem caracteristicile acelei, noduri nodul sau acelei opacități și ne putem da seama cât la sută are potențial de malignitate. De asta vă spun că dacă, și de ce am zis noi că a de 50 de ani, că după 50 de ani riscul de a face cancer pulmonar se dublează. Și mai ales dacă ești fumător, dacă ai lucrat într-un mediu cu noxe și asta, cu atât mai mult trebuie să-ți faci Părerea noastră ca și specialiști, și am scris-o și în ghidul ăsta de cancer bronhopulmonar, cam în primele, odată, un computer tomograf la 50 de ani, repetat după încă 2 ani de zile, ca să vezi dacă s-a schimbat ceva sau nu s-a mm -hmm. schimbat. Deci, da, trebuie să ne căutăm. Pe timpurile dinainte, să spun așa, de 90, era obligatoriu să-ți faci o spirometrie, să vezi starea plămânilor, care, în cazul în care, dacă ești fumător, după 10-15 ani, dacă ai fumat un pachet de țigări pe zi, faci BPOC, bronhopneumatia cronică obstructivă enfizemul pulmonar de care uh -huh. spuneai tu mai înainte sau bronșita cronică. Ei trebuie să fim uh, conștienți că unul din, așa arată studiile, unul din patru pacienți cu BPOC fac cancer pulmonar. Deci, uh, iar în top 10 ca și mortalitatea bolilor, bpoc e pe locul 3, iar cancerul bronhopulmonar pe locul 4. Și ele se potențează reciproc, se influențează reciproc. Uh, există, există tot felul de uh, păreri de astea, și când abordăm astfel de subiecte, uite, aș putea să pun pariu că până acum cineva a scris la comentarii, da, în astea 15 minute, uh, lasă bă că bunicul a fumat până la 95 de ani da, și n-a mai avut nimic. Da, putem să aud, am auzit și eu, înainte când eram mai tânăr, auzeam mai des, acum, probabil că nu mai este. Înainte nu aveam metodele de detecție odată. Doi la mână. Înainte era alt tip, altă hrană, nu era atât de mult stres, nu era nu erau cei carcinogeni care ne influențau viața, nu erau ultraprocesatele, nu. Nu erau ultraprocesate. Să știți că și totul nu este ultraprocesat. Corect. Industria de țigări ca să te mențină dependent, ce pun în țigări? Gândiți-vă că noi de când suntem mici suntem dependenți de zahăr, de dulce. Da, da. Inclusiv terapia durerii la bebeluși se face cu puțină miere sau puțin zahăr, ca să uite de durere, da? Când, bineînțeles, nu ai alte metode la îndemână. Ei, gândiți-vă că producătorii de țigări pun inclusiv aceste zaharuri în țigări ca să îți crească adicția. Deci, cum noi luptăm împotriva lor, și ei luptă să ne facă mai dependenți. Ei nu vor binele nostru. Și da, inclusiv procesarea tutunului, imunitatea noastră. Plus că gândiți-vă că de acum, că de la bunicul de 90 de ani, s-au schimbat vreo 3-4 generații. Cancerul, 80%, 75%, 80% este dat de fumat și de alți factori, dar mai este o mare parte și studiile din ultimul timp au arătat că începe să fie dată de transmisia genetică a ADN-ului, acele mutații care nu mai pot să fie reparate a neului ului mesager care îți duce în continuare riscul la, la uh, copii și la nepoți. Deci trebuie să fim conștienți că lucrurile s-au schimbat foarte, foarte mult. Și asta să cere... se Plus asta... că radiațiile care ne influențează, care înainte nu erau. Exact. Uh, uh, nu mai zicem poluarea și tot, vom discuta și despre asta, dar iată la ce doză de responsabilitate ar trebui să ajungă omul, e foarte departe de această zonă, încât să spună, bă, ok, chiar dacă uite, am făcut copii și i-am crescut și nu o să mă apuc acum, uite cum sunt eu la 4-6 de ani, am copii mari și fimea e deja la casa ei, fimea are 17 ani, ok, nu o să mă apuc acum nici de fumat, n-am fumat niciodată. Am luat o decizie cu aproape 3 ani, sunt peste 2 ani și jumătate, și n-am mai pus trop de alcool în gură. Și ideea e, băi, uite, fac asta uh, nu doar pentru mine, nu? Și pentru toți cei da, care vin. Dar nu trebuie să fim uh, în extreme. De exemplu, un par de vin chiar este recomandat. Adică. Uh, nu, nu aș... eu asta aici ne, ne despărțim uh, un pic la, la da. ce mod. Pentru că mi se pare foarte periculos ca uh, tocmai medicii da. să uh, comunice aceste mesaje care, atenție, legate de țigări erau comunicate și în anii 20. Da, la deci, 100 sunt de sunt total ani, de acord cu tine. Acum, <laughs> dar în anii 1920, da. când imbecilul ăla de bărniz... Uh, uh, nepotul lui Freud, care e considerat părintele piarului, dar care e un criminal da, a făcut, da. uh, a omorât milioane, zeci, sute de milioane de oameni. Ăl da. Ăla a venit și a zis, ce vreți să vindeți de două ori mai multe țigări? Ok, punem țigara în mâna femeii. Dar înainte de astea, erau niște reclame animate, atenție, în anii 30, când țigara se considera și medicamente, și medicament, da, tratat bronșic. Cum era da. și Coca-Cola pe vremuri da, în da, cantitățile da, da. respective. Dar la țigară era o reclamă, se găsește pe YouTube acum, după masă, familia stătea așa și tatăl zice and now we smoke. Și copilul copilul spune și totul se face cu fuma așa și copilul spune If daddy says we smoke, we smoke. Adică, și astea erau atunci sănătoase. Toate studiile făcute în ultimii ani arată că orice cantitate de alcool consumată, adică, de pildă, Huberman vorbește despre consum regulat, asta înseamnă un pahar pe zi. Consumul regulat poate să te ducă la ciroză. Da, deci un pahar Cate. pe zi. Alcoolul în orice cantitate Este o travă pentru organism Când vrem să Când dezinfectați, să băgați o branulă, cu ce dați? Cu alcool. Cu alcool, corect? Ok. Ce efect <laughs> o să el asupra microbiomului, asupra Microbiote. miliardelor de, de, de bacterii din... Iar mesajele astea, eu de ce? Ok, domne, bei de trei ori, patru ori pe an, la ocazii, la o chestie, la o... Ocazional. O, o, foarte mulți... Da, problema e că la noi e ocazional în fiecare e, aici zi. Aici e problema, că nu știm care sunt ocaziile. Adică eu până să... <laughs> Acum vreo 10 ani am plecat pe drumul ăsta să renunț de tot... Dar până acum 10 ani, ocazional însemna în fiecare zi la mine. Nu, ocazional. Da? Cum ai zis, nu trebuie să fie de 2-3 ori, 4 ori. Pe, Pe an. an. Pe an, nu da, pe zi, nu da, zi, nu. Da, nu, domnule, las că bea un weekend și mă făceam praf de vineri până duminică. Sau să recuperăm. De mine, sau... Da, da, da. Nu există nu așa exist. ceva. Aia Alcoolul, aici. în orice cantitate, dăunează grav sănătății. Și a, aici, rugămintea mea pentru toți medicii, e să spună treaba asta chiar dacă ei mai beau un par de vin sau băi, e în nasol. Adică, oamenii să înceapă să conștientizeze. Riscuri, și da. ultimele studii spun asta. Mai mult decât atât, noi ne raportăm când vorbim despre alcool și la fel o facem și când vorbim despre țigări, la ce se întâmplă cu plămânul, la da. ce se întâmplă cu ficatul, da. la ce se întâmplă cu inima și cu circulația. Dar în proporție foarte mică discutăm despre efectele asupra creierului, care în ultima vreme oh, da. au fost foarte, analizate foarte multe și și în cazul țigărilor da. și în cazul alcoolului efectul este devastator. Patru scanări ale creierului, publicate de doctorul Daniel Amen, cred că găsiți imaginea asta Preluată de la el și la, și la doctorul Mihail, arată creierul unui uh, om care consumă alcool. Creierul ăsta în decurs de patru ani, se micșorează vizibil. Se atrofiază. Da, se atrofiază. Da. Ești mult mai prost când bei. Ești mult mai prost când fumezi. Da. La și fel, sunt adică... și efecte sociale care poți să le vezi de deci Evident. Luna, evident. ne la RMN de creier, efectul social este rapid și imediat, că vedem la știrile de la televizor. Exact, exact. Bun, aici și sunt foarte multe și putem să discutăm da, foarte Așa, apropo de țigara spre spre asupra, asupra. Că am avut paciente care erau însărcinate. Țigara Așa este crimă pentru făt pentru bebeluș. Asta voiam să atingem, și da? Apropo de responsabilitate. Exact. Pentru că orice graviduța, orice uh, uh, inhalează, că vorbim de noxe, că vorbim de țigară, totul trece prin acea, acel pasaj placentar la făt. Și afectează și copilul. da... Și am chiar a... o prieten în situația asta cu care am discutat săptămâna trecută, Anca, sper că te uiți. Așa. Deci, da, deci este crimă pentru bebeluș și pentru făt, pentru că uh, sunt complicații, pot să apară complicații la naștere, pot să apară un anumit grad de retard mental după aceea în decursul timpului. Deci țigara sub toate aspectele și uh, tot mai aud uh, de la acești tineri fumători adolescenți cu care vapează sau folosesc tot fel de Vorbim zis. și despre vaping imediat, dar pentru că am vorbit despre partea asta cu mama și copilul, Hai să vorbim și despre fumătorii pasivi. Am oh. citit, statistica arată așa. În lume mor 8 milioane de oameni anual din cauza fumatului. 24% au risc crescut fumătorii pasivi să dezvolte cancer pulmonar. Da. Eu, de exemplu, dacă ai un, mi fumat... un milion din opt Da. Dar sunt nefumători. Sunt da. oameni care fumează pasiv. Pasiv. Cum am fost eu cu ai mei în casă, eu toată copilăria am fumat. Eu chiar da. dacă spun n-am pus țigară în gură în viața mea, eu am fumat O să ai plământ de fumător. 18 ani, da, da. Da. Dacă tu, lângă mine, acum fumezi două țigări, eu și eu nu fumez, eu automat fumez o țigară. Raportul e 2 la 1. Aha. Ba, din potrivă, atât De mult? Atât, da. Din potrivă, uh. eu inhalez ceea ce tu expiri, gudroanele tale, adică compoziții metabolizați deja. E ca și cum aș mânca din gunoi. Uh -huh. Și e mai rău pentru mine. Deci, la două țigări pe care un fumător le fumează lângă noi, noi inhalăm o țigară. Raportul e 2 la 1. Iar uh, nefumătorii care sunt expuși fumatului pasiv au 24% risc de a dezvolta cancer bronhopulmonar fără ca ei să pună o țigară la propriu în gură. Dar ei inhalează toți tot acei germeni. Uite, ajungem la educație. Bineînțeles, cu fiecare discuție ajungem la educație. Uh, există acum pozele astea pe pachetele de țigări, da? cu cancer, da. cu toate nebuniile, cu Au făcut bine în prima da? fază efectul până când au fost luate ca orice lucru serios în derâdere. Bun. A intervenit obișnuința, oamenii s-au acomodat și cu mortul de pe pachet. Exact. Dar, la nivel de educație, la nivel de... Ok, există astfel de campanii care sunt super ok, îi informăm pe oameni să știe ce, cum, în ce fel. Dar, în mare măsură, mesajele acestor campanii de informare ajung tot la oamenii care sunt interesați de sănătatea lor, adică le pasă, se gândesc atunci când, chiar dacă sunt dependenți de o țigară, de un alcool, încep să se gândească bă, e nu, bine, e bine, nu e bine, bine exact. nu e ok, nu neapărat cât trăiesc, ci confortul vieții în ultimii 20-25 de ani de viață scade semnificativ, adică degeaba mă duc și trăiesc până la 75 de ani, dacă în ultimii 25 mă schimbă copiii, am nevoie de asistență permanentă, nu pot să merg la plimbare, A, da. nu pot să... da Bun. E, dacă la nivel de educație, la școală, când învățăm organele corpului uman și vorbim despre plămâni. Să avem acolo, nu neapărat, domne, dar să fie niște materiale educaționale, accesibile, domne, punem pe proiector, vă dăm, uite, există un canal uh, foarte ok pe YouTube, sunt eu abonat anatomia, nu știu, o să scriem pe ecran că nu, nu mi aduc uh, aminte acum, dar niște oameni uh, care sunt legiști uh, compară tot felul de organe, iau de văzut la un uh, de fumător e, cum arată, domne, hai să i arăt copilului. Bă, ăsta e plămân de fumător, ăsta e plămân de nefumător. Inclusiv un loc de ăsta trei amenajat undeva unde sunt de la cadavre, de la bă, uite, luăm cu scopul de a învăța. Eu sunt, dacă n-apuc să semnez, să știți marote și să întâmplă ceva, să-mi dați corpul pentru știință, da? ca idee. Deci nu sunt uh, pentru treaba asta. Și atunci, hai să vedem, hai să analizăm, hai să vezi tu cum arată plămânul. Vrei să bagi asta în tine? Vrei să arate plămânul tău da, în uh, noi avem ziua porților deschise și la spital și la facultate și am dus și campanii de informare în școli cu colegii mei. Uh, am avut surpriza plăcută, copiii sunt foarte receptivi la ce înseamnă stil de viață sănătos, da. la ce înseamnă fără vicii, fără alcool, fără fumat, un stil de viață sportiv, adică să facă și sport. Uh, și s-au dus acasă și am avut familii care mi-au fost și îmi sunt pacienți, care copilul mi-a zis în față, i-am zis tata să nu la țigară. Exact. Și ei au tras de părinți să renunțe. Deci, Există mesajul... copii care și învață acum părinții să gătească și să mănânce. Da, Există deci... copii care merg acasă și spun, bă, vă rog eu... Brăjiți toate alea, nu mai prăjiți. Am da. citit despre asta, nu mai prăjiți, da. nu Factor mai educațional dați... de cine ascultă copilul este educatorul sau învățătorul sau profesorul. Uh -huh. Au o putere, să spun așa, de a aduce mesajul mult mai mare decât părinții, mult mai, mai mare decât părinții. Pentru că dacă doamna profesor, învățătorul mi-a spus, educatorul mi-a spus asta, asta e litere de lege. Sau unul pe care, de exemplu, am acum apeluri de la părinți. Culmea de la unii care sunt medici, de pildă, sau care, și care mă roagă să discut un pic despre nutriție cu copilul pentru că nu ascultă de ei. Da. Deci, ce, bă, să uită la tine. Spune-i două vorbe despre asta pentru da. că. Da, deci nu neapărat că nu știu, dar da, pări, da. copilul ascultă mult mai ă, greu da, de, e mai de, receptiv de părinte, la... e mai receptiv la, la altceva, la, la alții din afară. Dar asta zic, e foarte important pentru că dacă de mici că apare și următoarea întrebare. Bă, știm cam totul despre țigărea cu iată, 99% adicție, nu știu ce la. Bă, de ce mai sunt legale țigările? De ce le mai putem cumpăra de la orice colț de stradă? Pentru că aduc bani la bugetul de stat. Crezi, PIBU? Nu poate asta. Sunt taxe impozite. Nu poate asta să fie explicația? Știi? Da? Aici e o nenorocire, adică... Cred că în Australia s-a indus o lege, acum un an de zile, prin care din 2000, nu știu dacă 25 sau din 2000, s-a interzis consumul da. total de țigări. Mm. Bine, ei au fost pionieri în a lua decizii de genul acesta. Gândiți-vă cu vaccinarea HPV și-au eradicat cancerul de coluterin. Deci, au rezultate spectaculoase. Dar după ce au revenit asupra deciziei, probabil că și industria de tabac își fac lobby pe tot mm. felul de mm. canale și cred că au lăsat doar uh, dispozitivele electronice. Dar, și vom vorbi și despre astea, că e o nenorocire aici, care începe să fie documentată, că aici e marea problemă, că nu aveam date până de curând. Există și treaba asta care se întâmplă în lume, în multe, în multe locuri. Uite, vorbeam despre zahăr și am avut noi o emisiune, de exemplu, Chile. Statul Chile a dat o lege împotriva zahărului și a interzis. Absolut tot. Deci nu mai ai voie să-ți faci marketing cu animăluțe pe cutiile de cereale. Trebuie să semnalezi conținutul de zahăr, trebuie să fie sub 10%. Conținutul real? Conținutul real ca să, ca să poți să pui, ca să vinzi produsul ăla. Deci dacă punem legea din Chile la noi, 80% din mărfurile din hipermarketuri din dispar. România dispar pur și simplu. Afeste. Ca să înțelegem Afeste. cam cât de rău ne hrănim. E, și au făcut altă treabă care mi se pare bună până la un punct, adică acolo unde ține de responsabilitatea ta. Cei care fumează plătesc, dar asta trebuie să știi din timp, dinainte să te apuci, de, bă, vezi că dacă te apuci de fumat, că nu poți să-i zici unui fumător care fumează de 25 de ani, vezi că de mâine tu plătești taxe mai mari. Am înțeles, pentru că fumezi. Dar copiilor de azi poți să le spui că, bă, vedeți că peste 20 de ani, cei care aleg să facă treaba asta, vor... Și cred că fumătorii sau alcoolicii sau categoria asta de pacienți care au vicile duse, au vicii, să nu mai zic viciu viciu, ar trebui inclusiv asigurări la sănătate să fie la alt tarif. Adică da, asigurările. Da, am aici o observație. Adică tu și... ai fumat o viață întreagă, eu îți dau medicamente compensate, te tratez gratuit, asta și spun, măi, da, nu tu mai ți ai fuma, făcut acest rău. Nu mai fuma, da, nu de aici trebuie să pornim de la educare, de la educare și uh, am văzut ce s-a vehiculat în presă în ultimul timp cu testele de la PISA și cât de, să spunem așa, uh, inconștienți uh, educațional suntem. Uh, asta se va răsânge automat și asupra educării medicale. Prima să mm -hmm. facem o educare medicală și după care să punem și alte. Cum și există taxe și impozite. Da. Apropo de asta, am o observație. Am citit-o de curând într-o carte și mi-a plăcut foarte tare. Și de atunci îl spun tuturor medicilor, inclusiv medicilor, pentru că mi se pare foarte interesant. Am citit observația asta uh, în legătură cu obezitatea. Pentru că spunem, uh, 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 ăla e obez. Și atunci îl definim pe acel om prin boala lui. Și atunci, da. ideea e să spunem, suferă de obezitate. Că la un om cu cancer, am, am fost foarte atent și la discuția asta, dar, domne, a fost diagnosticat cu cancer, dar nu e canceros. Cum i-am da. zis, Lola, e obez. Da, da. E, la fel și aici, alcoolic. Este, îl definești pe omul ăla și îl da. stigmatizezi nu e fer da, da da, bă trecut suferă asta, de alcoolism da. suferă de dependență de da, țigări suferă de tuberculoză nu e exact, tuberculos. exact nu e un, da. un tuberculoz da, mi se pare nuanța e foarte importantă pentru că și oamenii e foarte importantă și ajung să nu mai că, ceară ajutor da și fug da, Te ascund, da. Se da a, 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 asta am întâlnit -o. eu sunt un astmatic eu am un ast bronșic și dacă ești definit ca un astmatic, ție e greu după aceea, când ai o criză asmatigenă, să, asmatiformă, să-ți să scoți inhalerul, mai ales de față cu alte oameni, să-ți dai unul, două pufuri ca să începi să respiri corect. La fel și acești, acești persoane, mai ales pacienții cu cancer, gândiți-vă după ce încep imunoterapia, după ce încep chimioterapia, după ce încep radioterapia, da? au, au tot felul de efecte adverse. Cel mai dominant dintre ele este pierderea pudabei capilare. Gândiți-vă la o femeie care avea un păr foarte frumos să-l piardă. Cât este efectul asupra psihicului acelui om. De asta trebuie să fim suportivi și din nefericire. Nu avem acest suport psihoemoțional care în cele civilizate se găsește alături de pacientul care este diagnosticat și suferă de uh, cancer pulmonar. Și nu numai de cancer pulmonar. Gândiți-vă că în România... Eu am zis-o, adevărata epidemie slash pandemia este în domeniul neoplazilor. Avem 100 de mii sau peste 100 de mii de pacienți pe an în România diagnosticați de cancer, indiferent de formă. În okay. Din acestea, cam 12-13 mii sunt cancer pulmonar. Deci, nu cred că există familie în România, statistic vorbind, să nu aibă cel puțin un caz de cancer în familie. Deci, dacă ne raportăm la o populație care a mai rămas de 16 milioane, care este uh -huh. diaspora, care uh -huh. se tratează în exterior, care au acolo contracte de muncă, vorbim undeva de 6%, 6, ceva la sută, în fiecare an. Este Groaznic. Da, Groaznic. Da, Este, este într-adevăr foarte, foarte mult. Legat de educație și de zona asta, ce le spunem copiilor, cum le explicăm lucrurile astea, eu am constatat. Văzând și ceva statistici, n-aș putea să spun acum de unde, dar au apărut în știri de-a lungul timpului: că tinerii de azi nu mai sunt atât de orientați către tutun. Da. da. Și nu mai e o chestie cool, cum era pe vremea noastră, exact. acum, nu știu, 25 de ani să fumezi în spatele liceului sau la baie sau undeva, să mergi Nu e a... în trend. Da, da, da. Nu, nu mai e o chestie da. că domne ești sunt altele, dar copiii nu mai sunt acolo atât de mult. Încep ei să înțeleagă efectele sau cred pur că, și simplu cred că sunt generații mai conștiente, cu acces la informație, dar pe de altă parte au răsărit alte lucruri cool. Okay. Și venind la tine astăzi, aseară am deschis pagina Organizației Mondiale a Sănătății OMS-ului să văd ce mai este nou cu uh, acest registru GloboCan și ce se mai întâmplă. Și mi-a atras atenția un lucru foarte negativ în ceea ce privește starea de sănătate. Uh, OMS-ul a făcut o predicție pe următorii 20 de ani. Ce va fi între 2020 și 2040 în ceea ce privește... Uh, Oncologia. Și au arătat că în ceea ce privește țările din regiunea asiatică, va crește cu șai, peste 60%. Africa, nu mai vorbim, 90%. Și am uitat în Europa. În Europa este o predicție pe următorii 20 de ani că va crește cu 21% sau, 20 la, 21 sau 22% cazul, numărul cazurilor de cancer. Acest lucru se întâmplă în, iarăși în America de Nord, undeva la 30%. Și mai devastator în țările din America Latină, unde se prognozează undeva la 50-53%. Deci prognosticul următorii 20 de ani nu e în scădere din nefericire, este doar în creștere. Și atunci trebuie să intervenim. Și cum putem să intervenim? Exact cum ai zis tu, prin educație medicală intensivă. Și mă uit și m-am uitat și la fata mea la școală, la ce informații primește. Primesc foarte multe informații, care eu, ca părinte, nu știu dacă ei o să le folosească în, în cursul vieții. Mm. În schimb, ei uită cum să-și facă o, o igienă adecvată, uită cum să iasă în ordine pe ușă și de asta ne îmbuzim toți și avem acele decese la stadioane de fotbal, nu știm cum să ieșim din avion, etc. Deci, și uităm basic uităm partea de bază. Iar fenomenul acesta, că ă, asta e, un pilon ar trebui să fie educarea medicală, al doilea pilon ar trebui să fie întotdeauna programele de screening. Adică, hai să vedem ce se întâmplă cu tine, hai să vedem o dată la peste 10 ani, să vedem o dată peste 15 ani, peste... băi, cât de sănătos ești. Eu ca stat trebuie să vin să spun, hai să te verific, pentru că eu dacă te depistez la, pe, la timp de o boală, eu pot să te tratez, Mă costă mai puțin. Mă costă mai puțin și te pot reintegra în câmpul muncii ca tu în continuare să ai o viață activă și să produci mai departe. Pentru familie, pentru stat, pentru toată lumea. Salvăm ani în viață atât pentru tine ca și om, cât pentru familie și pentru stat. Dar nu trebuie să sancționăm pompieristic. Când, aici, când vorbim de, de cancer, orice intervenție pompieristică nu are influență. Nu are influență long run. Bun. Să vorbim un pic despre nenorocirea asta cu vaping-ul. Există din ce în ce mai multe date, există foarte mulți copii care fac asta, există foarte mulți fumători care spun. Și apropo de puterea informării, indiferent de vârstă, are efecte foarte importante. Și o să dau un singur exemplu, înainte să intrăm în asta cu vaping -ul. Am făcut vreo două episoade la podcast, am făcut un interviu aici cu doamna Beatrice Maller de la Marius Nasta, și am explicat un pic cu fumatul, cu și avem deja oameni în comunitatea noastră, noi creștem așa o comunitate foarte ca lumea care și cu sprijinul celorlalți din comunitate au renunțat la fumat. Unii la alcool, luând exemplul meu. Alții la la fumat după aceste podcasturi. Și uh, un efect extraordinar a avut, uh, de pildă, explicația doamnei Maler că la fiecare țigară, acei perișori să zic așa, pe înțelesul okay. tuturor, da. Da, da, care sunt pe uh, suprafața plămânului și care curăță permanent, paralizează, se opresc la fiecare țigară pentru 20 de minute. Imaginea asta, mie mi se pare foarte puternică și. Te face să te întrebe apoi: Bă, stai puțin, deci fumez, nu știu, 20 de țigări sau 30 de țigări pe zi, 20 de minute, ori 3. Ah, A, la mine nu mai da, e. Nimeni. Trebuie să spunem că un fumător, v-am spus, dacă renunță la fumat, câștigă între 6 și 10 ani în viață. Tu decizi dacă la 60 de ani vrei să te împretenești cu popa definitiv, da. Da? sau mai vrei să-ți vezi nepoții cum cresc, sau mai vrei să-ți vezi familia. Sau și nu de pe patul unui spital. Și nu de pe patul unui spital, dacă mă ajunge acolo, pentru că trebuie să fim conștienți. 75% din pacienții care vin la noi sunt cazuri depășite, chirurgical cel puțin. Noi facem chimioterapie, radioterapie, dar prognosticul la 5 ani, noi spunem statistică, e 10%, dar poate aia 20% care mai am într-o fază mai medie dar este un prognostic crunt și să ai pacienți la, să zicem, în fermător, te apuci de fumat la cât, la 20 de ani, deși acum vârsta e mult mai mică, undeva la 14, ani, 13, 14 ani, da? mai ales la vapare sau la alte dispozitive. Dacă fumezi 20 de ani, începând de la 20 de ani, ai 40 de ani. Faci BPOC, poate încă 4-5 ani faci cancer pulmonar. Deci tu la 4-5 ani, 50 de ani, ai cancer bronhopulmonar. Și de acolo ceasul a început să ticăie și nu te e în favoarea ta. Și Bun. la 50 de ani ești de vârsta da, da, în da, care da, ești, pe ești, ești ca da, și curba da, lui Gauss da, în ascensiune, să spui că poți să dovedești, poți să lucrezi, poți să-ți ajuți familia, poți să ieși cu prietenii și -a după aceea începe ceasul care te întrebi, are și dacă te tratezi, cine îți dă garanția că ești 100% vindecat? Exact. La toate astea se adaugă pentru că nu vorbim doar despre oameni care au un stil de viață ok și, bă, fumează. Pentru că în cazul ăla să zicem că există și așa... Nu, aici e. sunt și eu okay, okay, okay. ca și tine. Stil Bun. Bun. de foarte, foarte viață bine. sănătos e egal și tăiem nu cu fumat. Nu cu fumat. Nu cu Bun. Fumat. Bun. Îmi, place, îmi place la nebunie treaba asta. Dar unde voiam să ajung? Voiam să ajung la influența pe care stilul de viață, dincolo de fumat, da influența pe care stilul de viață o are asupra individului. Mă refer aici la stresul cronic care se instalează Stresorii, foarte mult da. dintre, dintre noi, acest burnout de care suferă foarte mulți. Apoi mă refer la lipsa somnului da. Mă refer la aceste ultraprocesate la stilul prost de alimentație. Da, dar țigara nu rezolvă niciuna din ce mi-ai spus tu acum. Nu, 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 nu zic. Ba chiar le acutizează. Asta zic, da, da, da uh, și asta cu țigara vine peste toate lucrurile astea, că nu vorbim despre oameni sedentari, da. Corect, care nu fac mișcare uh, în, în fiecare zi și atunci au și de aici mari probleme. Da, și uite-te fumătorul, de exemplu, fumătorul se obișnuiește după un anumit timp aia acea Disney, adică sete de aer. Dar tu o pui pe baza sedentarismului, că noi nu suntem un popor care face sport. Stăm Corect. pe canapea, ne uităm la televizor, vedem tot felul de telenovela, străim prin televizor, dar uităm să trăim prin noi înșine. Și atunci când începem să conștientizăm Disney, că nu mai putem să urcăm două etaje sau trei etaje decât dacă ne oprim între etaje să tragem respirația, și mergem la medic, de obicei, în cele mai multe cazuri, mai mult de 50% din plămâni e distrus. Adică pacientul fumător care dezvoltă BPOC, când ajunge la mine de nou ca să fie diagnosticat, mai mult de 50% din plămâni este distrus. Deci noi mai putem să conservăm sau să încetinim declinul la cea mai rămas funcțională. Am înțeles cât cât de mult uh, uh, ajută, să zic așa, dacă un stil de viață activ, adică un om care pentru enorm, că eu am impresia enorm. și am vorbit cu astfel de oameni care dorindu-și un mod de viață activ, au realizat foarte repede că n-au loc și de țigări. E ca și cum te duci la munte, să respiri aer curat, dar tu mai bași câteva țigări în gură, că da, da. atunci care e esența. Uh, stil de viață activ, stil de viață sănătos înseamnă nu alcool, nu fumat, nu zahăruri. Adică să încerci cât de mult posibil ca să, să tot, toți acești toate aceste lucruri. Faptul că, da, stresul este peste tot, că avem o viață mai, să spun așa, mai alertă, că avem o hrană mult mai procesată și care, da, într-adevăr, crește riscul anumitor afecțiuni, inclusiv a cancerului colorectal sau gastric, etc. Deci, dar cu cât trebuie să ne ajutăm și noi. În primul rând, te ajut eu ca și medic, dar în primul rând trebuie să te ajut tu ca și individ, să nu ajungi la mine. Eu nu vreau ca, pacient, eu nu vreau ca tu să te îmbolnăvești. Tocmai de asta trebuie să fim proactivi și să mergem în zona educațională, să spunem, măi, uite, de ce nu e bun să fumezi? De ce, ce, pot? Care sunt riscurile? Și gândiți-vă că în fumat sunt 60, sunt peste 60 de substanțe cancerigene, da? pe lângă alte, alte substanțe. Și, practic, tu dai bani și îți cumperi moartea. Pentru că fiecare țigară înseamnă cineva. E vreo diferență înseamnă... că mai sunt în unii, inclusiv pe aici, care cred că e vreo diferență între a-ți face singur țigara cu tutun și țigara-țigară? Da, am simțit și eu când am intrat acele pers acea persoană. Așa, ok. <laughs> nu este nicio diferență. Unii cred că dacă fumează pipă. Unii cred că dacă fumează trabucă, e tutunul mai curat, că nu are nu știu ce, că nu, nu e nicio diferență, riscul e același. Plus că... Uh, mai există cei care spun, băi, fumez, dar nu trag în mine. Nu, asta și faci cancer bucal, da? Nu faci pulmonar, faci bucal. Deci, și, bun, și care atunci, care fantezia, să spun așa, între ghilimele? Nu, tot acest lucru ar trebui să dispară. Iar faptul că sunt, avem o viață stresantă și că poate avem și tulburări de somn, se pot rezolva prin alt gen de terapii. De exemplu, sport. Eu fac sport, tu faci sport. Hai să mergem mai mult la sală, hai să mergem mai mult să, pe drumuri de munte, hai să ne mișcăm sub o formă sau alta. Și o să vedeți cum imediat, dacă organismul interacționez cu, să spun așa, cu substanțe pozitive, adică îl stresezi într-un sens pozitiv, pentru tine Imediat se va regla okay. și somnul, și nivelul de stres. Ok. Acest vaping. Dovezile au apărut în ceea ce privește canciul bronhopulmonar și numai în, după aproape 30-40 de ani au fost primele dovezi mai mai uh, timid de la început pentru că industria de tabac caută să te să facă bullying cu uh -huh, tine. Uh -huh. Să nu-ți publici datele în sensul în care vezi că dacă publici, ai spus de noi, te dăm o judecată și tu trebuie să dovedești. Tactica se numește, cea... se predă la PR, la facultățile de PR, tactica se numește uh, să plantezi îndoială. Atât. Am înțeles. Da, deci. Plantarea um... îndoielilor. Dar da. de unde știi, ai avut metode, ce metode ai uh -huh. folosit. Uh -huh. Și, din nefericire, sunt și câțiva uh, medici, dacă pot să le spui așa, care iau apărarea da. acestei industrie, pe bani foarte mulți. Plătiți, bineînțeles. Și trebuie să spunem la bun început că eu nu am luat și nu o să iau niciodată bani din industria de tabac, pentru că trebuie să facem acest statement, cel puțin în cazul meu. După 34 au început dovezi de timide, după care au început să fie din ce în ce mai multe, de netegăduit La fel se întâmplă și cu vapingul. Am avut în urmă cu 10 ani, 12 ani, mi-amintesc cel puțin unul sau două cazuri, nu le mai uh, rețin numele dar Au avut niște bronhopneumonii foarte urâte, pentru că vaparea aceasta îți schimbă microbiota, adică îți schimbă ce se întâmplă în plămânii tăi că mulți pacienți spun, domne, am trecut de pe un tutun pe vapare, că asta e mai puțin dăunător. Prietene, e mai puțin dăunător, dar nu este nedăunător. Adică da, nu mor într-un an, poate E mai mori puțin doi. dăunător? În ce sens? Nu, eu, eu cred și datele o să arate în următoarea perioadă de câțiva ani, că e la fel de dăunător. Și uh, au început să apară acum, pe lângă ce, că în primul rând nici nu știi ce compoziții au foarte multe între ele, au început să apară uh, acei drug dealer care pun efectiv droguri în asta ca să se vapeze. Deci, și am văzut în, în, spațiu, în spațiu public, uh, inclusiv o fabrică la noi în țară care a fost uh, vizitată de, de mascați, urețea, da, exact, da. pentru că băgau droguri în aceste evaparat. Deci, uh, că nu-ți mai pute gura la fel de urât, că poate nu mai tușești așa de rău, dar riscul de cancer este acolo. Despre ce vorbim? Asta e că ne place să ne amăgim. Din nefericire, exact cum ai zis tu, sunt tot felul de influențări, cum se spune, care creează niște trenduri. Și acest trend începe de la adolescenți, care e vaping. Și ai văzut că uh, apar sub forme foarte frumoase, foarte atractive, culori foarte atractive. și cum spunea, Arome, tot felul. Arome, de... spectacol. Uh, Deja au început să fie interzise în multe locuri. În multe locuri. Uh, profesorul meu îmi spunea un lucru foarte, foarte profund. Satana vine întotdeauna sub forme frumoase. Dar diavolul e diavol. Așa vin și ele, sub forme frumoase, atrăgătoare. Dar care vor fi costurile pentru tine, ca individ care acum ai 16 ani, da, peste 20 de ani sau peste 30 de ani? Când poate ai niște bani, te duci în concedii, ai o mașină, ai o familie, ai un copil, vrei să te bucuri de viață, da? Și ajungi la un medic ca mine și spune, prietene, stai. Stop. Asta a fost. Stop, că avem de făcut niște lucruri de acum încolo. Schimbă-ți agenda, te programezi la chirurgul toracic, te programezi la radiologul intervențional, te programezi la PCT, te programezi după aceea la oncolog. Deja, gândește-te. Gândește-te dacă ai făcut-o să nu o mai faci sau dacă te gândești să o faci, gândește-te să nu o faci. Poți să găsești alte lucruri să-ți umpli timpul cu prietenii. Dar ca să stăm și să ținem zuț la ea în gură. Ce facem? Nu. Sunt foarte mulți oameni care spun, domne, am trecut de la tutunul la vaping-ul ăsta ca să mă las de, de țigări. Asta este, dacă îi întreb, eu, eu mă întreb pentru că vin în cafenea la noi și zic, am dat asta tot afară, te duci și cu aia. Nu, nu vreau să te las aici, pentru că Uh, și ai la fel pute de urât Și, și trăind mirosul ăsta Mie îmi place dar, mai mult mirosul dar de țigară Dar e dreptul meu să respira e curat Nu, 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 asta asta dincolo de asta dar zic, Că ei zic, domnule e daia electronică Bă, miroase, miroase așa, exact. să împuțite Exact, asta e miros. Asta e mirosul, deci, e, da, asta da. E, mirosul. E, e, e nenorocire E mult, spun, domne, o fac ca să mă las de țigări Nu, ca să te lași, era înainte Un program național de quit smoking De lăsare de fumat, da. Care n-a mai fost finanțat cu medici cu medicație, de la plastru cu nicotine până la medicamente care să uh, îți stopeze dependența uh, și care nefericire n-a mai fost bugetat și este un păcat de, aici. De când am, și de ce? De vreo șapte ani sau opt ani pentru că n-au mai șapte. fost bani, deși s-a zis că din aceste vicii, inclusiv industria de tabac, un quantum se duce la Ministerul Sănătății, tocmai pentru a fi aceste programe Băi, de sănătate. Uite, a, aici <coughs> gândim foarte prost societatea în sine. Adică, cum vedem noi societatea? Nu, cred a... că politicienii. Păi, da. Pentru că noi suntem o parte din societatea da. care, eu cred că, mai gândim normal. Da, dar dacă voi medicii, de pildă, mergeți acolo la Ministerul Sănătății, am fost, toți suntem și, și, și vom ziceți, fi. Și ziceți, bă, nebunilor, Trebuie să faceți așa, așa și așa, așa, că dacă nu, noi nu mai intrăm. Adică, ideea care e, ok, medicul nu poate să zică nu mai intru, dar uh, Peter Attia spune în Outlive, în cartea lui, uh, băi, trebuie să ajungem la această medicină 3.0, care trebuie să se axeze în principal pe prevenție. Exact. Adică rolul tău Prevenția ca medic... Educare. Da, să fie ăla de a-i educa pe oameni să n-ajungă acolo. Exact. Și atunci nu putem să facem asta fără fonduri nebunilor. Da, mai gândește la un lucru. Dacă am avea un program de screening, cel puțin pe parte de plămân, am cât pe an avem în jur de 12.000 de cazuri noi diagnosticate de cancer pulmonar. 12.000 în fiecare an. Nu vorbesc de restul de 90.000, sunt alte, alte tipuri de tumori. Gândește-te că din aceștia, 7 vin în fază terminală, fază, fază, avansată, în care mai poți să-i faci paliativ sau foarte puțin mai poți să faci. Dar dacă nu am prinde în faza 1 sau în faza 2, din acești 75% am întoarce efectiv graficul pe dos. Am salvat 80 90 și am reîncadrat în câmpul muncii. Ca aceea, mai departe, tu ca stat, ai câștiga, pentru că omul câștigă ani în viață, el e productiv, tu câștigi, omul este în mediul familial, toată lumea câștigă. Tocmai de asta trebuie să avem ceea ce țările nordice, Suedia, Finlanda, Norvegia, Danemarca au înțeles, prevenție, 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 prevenție. Cam toate specialitățile trag pentru pacienții lor să aibă cel mai mult. De exemplu, i pe colegii de la diabet, care au reușit să-și compenseze aproape toate medicația 100%. Noi, în pneumologie, în afară de terapia biologică din asbun bronșic, nu am reușit, vrem să mergem. Adică oncologia la fel medicația sunt medicamente molecule noi inovatoare compensate 100%. Deci fiecare sfeză, încercăm cât mai mult să 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 ne luptăm, să aducem pacienților pe mi pentru mine, un, stau și mă un, și zic un beneficiu. Bă, dar -a, nu trebuie făcute așa probleme. Adică Știu, a ajuns nu. să depindă de oamenii din domeniul respectiv, din adică, respectiv. Da, din brazla ăla ai cu diabetul, ăla cu pulmonar, da. ăla zice: "Bă, la cancerul de coluterin avem un dobito care nu s-a interesat, are 0 lei. De, adică asta n-ar trebui să țină cont de oamenii care se ocupă. Aici trebuie să fie instituții, boli și decizii luate pe bază de date. Nu instituții că ăla sunt, e un mai bun lobist da, instituții decât mine. Sunt. Instituții sunt, ar trebui o politică sanitară și indiferent ce partid vine la guvernare, exact. domnule dați-vă voi n aveți un cuvânt. Stabiliți să o politică da. sanitară pe următorii 30 de ani. Exact. Dar măcar știm că plecăm din punctul ăsta, peste 10 ani avem target aici, peste 20 ani acolo, peste 30, uite, am, eradicat niște lucruri. Uh -huh. Sau am Nu avem așa ceva, nu avem o predicție, să spun așa, sanitară. Iar când vorbim de cancerul bronhopulmonar, dacă OMS-ul se așteaptă următorii 20 de ani la creșteri, vă dați seama ce, ce bărdă, ce povară, inclusiv sanitară, financiară, familială, pentru că acei pacienți ajung într-un stadiu în care nu e bolnav doar el, e bolnavă și familia lui. Cu totul. Pentru că toți stau în jurul lui, toți tot suferă, toți empatizează, psihoemoțional sunt traumatizați și copiii și nepoții, deci totul se schimbă, toată viața lor se schimbă. Da. Uh, care ar fi. Câteva, în afară de ce am zis până acum sau relund un pic, dar care ar fi câteva uh, sfaturi uh, așa în ordine de care ar trebui să țină cont oamenii, presupun că primul e bă, controlați-vă, nu? Nu. nu? nu. Primul este să nu fumezi indiferent de tutun okay. indiferent de forma de tutun indiferent sub ce uh, dispozitive sau tabacă, să nu fumezi asta este prima, prima regulă a doua regulă ar fi evitarea pe cât posibil a factorilor toxici, pentru că și aceștia îți cauzează. A treia regulă, noi ca medici suntem, vrem să facem echipă, sunt cu pacienții noștri. Nu trebuie să ajungi la medic când te simți rău. De obicei când te simți rău de foarte multe ori înseamnă că organismul da. controlează-te din când în când. fă o spirometrie. O spirometrie este o procedură, de exemplu, care nu iradiază, nu costă, durează 5 minute sau 10 minute ăsta, la medicul de familie. Și arată? Și starea de cu cât, cât, la sută ai capacitate pulmonară tu ca și, ca și individ, cât, ce vrem să, adică ce capacitate respiratorie mai ai. E o, e o analiză simplă care este foarte, să spun așa, foarte bună pentru noi să ne dăm seama de starea ta pulmonară. În ce măsură dispozitivele astea care ți arată VO2 max uh, uh, zic, uh, ok? Da, îți arată un consum de oxigen uh -huh. consum de oxigen care ți-l arată aceste smartwatch-uri sunt foarte bune, dar uh, ne ajută foarte mult, mai ales când e o infecție respiratorie sau de obicei când Că și aici concentrația de oxigen trebuie să fie undeva între 96, 95, 98, 99%. Uh -huh. Din moment ce ești la 90%, e o problemă. Aia că cu acel pulsiometru, pulsiometru da. Pulsiometrul, da, da la, fel se, la fel se corelează. La ceas Despre... ți arată uh, capacitatea de alergare, de pildă. Și, și da, da, dar și, dar și uh, saturația în oxigen. Uh -huh. Ultimele da, tipuri da, de smartwatch da. din ultimii trei ani îți arată și saturația, îți arată pulsoximetrul, îți arată da, și, exact. și ceasul. Ei, când deja ajungi la 90-92, ai o problemă. Pentru că dacă noi, eu, dacă stau acum așa, am 92 și încep să mă alerg puțin pe și scad la 88, deja sunt în insuficiență respiratorie. Deci tot ce este sub, eu le explic la studenți, sub 90% ca să aibă catoful ăsta rotund, înseamnă un mare semnal de alarmă. Pentru că eu în timpul nopții și creierul se odihnește și desaturăm fiziologic un 10%. Deci dacă am 90-92, în timpul nopții o să am undeva la 82-84%. Deci aproape toată noaptea stau în insuliniță respiratorie. Dimineața mă trezesc obnubilat, confuz, până îmi revin, îmi revin mai greu. Ne ajută, dar un, un computer tomograf cu low dose, după 50 de ani, mai ales dacă ai fost în mediu de risc, dacă ai fumat, ar trebui să-ți faci unul la 50-51 de ani și unul să-l mai repezi după aceea, după 2 sau 3 ani și o spirometrie din când în când să vezi starea ta de sănătatea plămânilor tăi. Deci nu fuma, fă aceste analize și încearcă pe cât posibil să duci un stil de viață sănătos. Și stil de viață sănătos nu înseamnă că mai fumezi sau mai piști tu pe undeva. Nu înseamnă să ceea ce se spui să și faci. Exact. Fumezi? Vreau să spun, m-am lăsat de 19 ani de fumat. A, ok, ai fumat. Sunt un pacient astmatic care la facultate m-am apucat de fumat și eram un fumător foarte înrăit pentru că, ca să fumez, în aș de criză, că îmi făcea bronho uh, Și uh, toate s-au dus până la un punct. Când am zis nu, cu țigara, dacă mai continui să, să fumez, o să mor. Eu vreau să trăiesc. Și în momentul ăla am tras linia. Cum, cu cum se face că de mulți medici fumează? Ei știind, uh, practic, ce se întâmplă, nu? Uh, eu vă pot spune, într-adevăr, eu trecând și prin statusul de fost fumător uh -huh. de acum 20 de ani, dar, într-adevăr, a fuma în, în prima fază poate să reprezinte o plăcere. Dar după următoarele faze, când pulsul ți se accelerează, când tensiunea îți crește, când acel miros ăsta, când după câțiva timp încep să spice și dinții încep să ai acele reflecții nu mai e deloc o plăcere. Acum, știți cum, uh, nu pot să spun ce. că am avut și colegi de-ai mei pneumologi care le-am, efectiv, în spitalul nostru, în spital, stop fumat și nu fumat. Adică, la noi în spital nu se fumează deloc și chiar am fost reclamat de niște pacienți că nu îi lăsăm să, să, să fumeze. Da, domnule, asta spune legea, este o lege, în spațiile publice nu ai voie de să, să fumezi. Uh. Nu știu ce să spun. Am lucrat și în alte spitale în țări din Germania, în țări din Franța, în Austria și își făcuseră un loc special amenajat să nu dea foc spitalului. Deci și dincolo se întâmplă acest lucru. Viciu este viciu. Indiferent că ești pacient, că ești medic, că ești avocat, că ești muncitor. Viciu e viciu. Ne atinge pe toți. Vorbim despre dependență, clar. Dependență. Da? Ruscă și și nu te ajută tabac... doar să știi. Că toată lumea știe cât de rău face. Nu? Exact, exact, exact. Vorbim de dependență, dar toți cred că las că mie nu mi se poate întâmpla, lasă, că uite, mai fumez două, trei și mă las luna viitoare sau anul viitor. Și tot așa. Mai sunt cei care rând, spun, A, eu odată n-am fumat un an și patru luni, mă, eu mă las când vreau. De parcă. Nu există când vreau. Faptul că dacă te lași când vrei, există astfel de oameni care zic, bă, de mâine nu mai pun gura și nu mai pun gura. Dar... E un factor emoțional în tine sau lângă tine. Adică, uh -huh. de foarte multe ori, când vin fumător la mine și. Cei ce vin cu copii sau cu nepoți, Domnule, eu nu vreau să mă las de fumat, cât mai am de trăit, mai am trăit. Fac, în primul rând, nu știi cât mai de trăit, doi la mână, o să treci foarte prost, la uite-te la ăsta micul, la băiatul tău. Vrei să-l vezi că crește, vrei să-l vezi cum se pune la casa lui, vrei să... Ăsta, atunci trebuie să o faci, trebuie să găsești în mijlocul lor aspecte pentru care să, să renunțe, aspecte care cu adevărat contează în viața lor. Și sunt tot felul de instrumente care putem să le lăsăm. Sunt plasturii cu nicotină, e acea gumă care te lasă, sunt tot felul de medicamente, nu, nu o să dau numele, dar care te ajută să scapi de dependență. Tu doar uh -huh. să faci revoluție. să vrei. Tu să vrei, să tu să faci primul pas, că eu să lângă tine în pasul 2. Uh, ok, țigările ar însemna, din ce am citit, cam 80%, nu? Din. Uh, da, 75-80% din cazul de cancer pulmonar. Ar mai fi aici o chestie cu care noi ne confruntăm <coughs> foarte mult. Poluarea da nu. Și aici e foarte urâtă situația pentru că nu prea mai ai un să mai fugi dacă și vrei să trăiești printre oameni da. la fel. Traficul ăsta este incredibil In fel, da. în, în orașele foarte aglomerate. Eu din cauza asta m-am și, și, mutat lângă oraș, că am zis, bă, e oricum mai, mai bine un pic decât în, în oraș. Uh, și mai avem uh, un gaz <coughs> uh, care dă niște... Radonul. Da, radonul ăsta. Da, uh, cred că colegii de la Politehnică din Cluj au făcut un studiu ca să vadă nivelele de radon din sol. Și, într-adevăr, în regiunea Transilvania și Banat, Radonul este un gaz care se descompune prin, prin descompunerea uranului, care se produce prin descompunerea uranului și se găsește în sol, în pământ, în materiale de construcție, mai este și asbestul, care azbestul, iar, da. e foarte cancerigen și <coughs> foarte mulți blocule care erau făcute înainte de 80, erau făcute cu, predominant cu tot felul de nesat de asbest ca să nu fie ca protecție la incendiu, dar chiar dacă tu te la un pete de asbest și vezi că petele este frumos, elegant și cum să fac eu cancer de la acel perete? Ei, dacă gândești că acel perete, ca și uh, tegumentul nostru, se descoamează. Uh -huh. Și acele microparticule de azbest, care sunt foarte cancergine, noi le inhalăm. Și atunci produce cancerul pulmonar. Da, într-adevăr, și cu poluarea cu microparticule. Păi hai să dau un exemplu. Ți-ai spălat mașina. ți o lași afară. <coughs> în două ori este, vezi, acea peliculă de praf care se pune pe ea. Ei, acea peliculă de praf se pune inclusiv în interiorul plămânilor noștri. Iar chili, acei, ace, ace, cum spuneai tu înainte, uh, cum ai zis, acela, perișori. acei perișori, ei reușesc un an, doi, trei, cinci, dar și ei, datorită formului de aging, de îmbătrânire, îmbătrânesc, se descoamează, se rup. Asta. Și atunci, acei poluanți, acele microparticule, căi de 2,5, căi de 10, whatever, da? se depun acolo și încet, încet fac acei carcinogeni, care mai departe dezvoltă tumora Ok, cum... Ne, ne, ferim de asta. C că, uite, eu mă gândesc inclusiv la <coughs> chestii locale pe care să le facă fiecare cetățean în comunitatea în care trăiește. Să avem cât mai mult verde în jurul nostru. Asta odată, da. Deci, a, asta să ca și să în știți cât mai mult ce din ce din mediu? cereți celor care candidează anul ăsta, nu? La primărie, peste tot. Ei tot promis spații verzi. Nu, făcut așa, bă, uite, semnează asta că te duci acasă Dacă n-ai 10.000 de pomi în fiecare an Sau o chestie de genul ăsta pusă Uite, facem aici, facem aici, facem aici Eu cred că așa ar merge că... Apoi analiza aerului Avem prea puține locuri exact. În care e analizată calitatea aerului Pentru că, și de ce nu fac nemernici asta? Nu o fac ca să nu știm Adică, pentru că dacă eu nu știu exact Există această plantare a îndoielii? Bă, dar de unde știi am, tu că e nasol aerul? Nu? Am văzut odată, a fost un proiect, chiar în orașul de unde vin, în care au pus stații de testare aerului. E acele spații le-au înconjurat cu pom. Cu tuia tocmai ca să... Uh -huh, uh -huh. Dar ce relevanță mai are atunci acea da, stație da, da, dacă da, da. tu înconjori cu arbor? Las-o să fie acolo. Acum câțiva ani, un student la poitenică a inventat niște dispozitive de testare a acestor microparticule, pe care le-a instalat pe mijloacele de folosință în comun, adică pe, pe troleibuze. Și am avut un, un doctorant, un coleg care a făcut și doctoratul, pe acest poluarea și incidența exacerbărilor BPOC-ului, adică boala fumătorului. Și am primit acele dispozitive pe care le-am instalat în casele pacienților să vedem la cei pacienți exacerbatori dacă este o diferență între acei pacienți și restul care nu exacerbau așa de frecvent. Și am, am, datele au arătat că în anumite zone, când poluarea crește, crește și numărul de exacerbări acelei boli. La fel, când poluarea crește și în România într-adevăr este în, în zona aceea de țări poluante, încă s-a <coughs> arătat că și incidența patologiilor crește și nu numai pulmonare și cardiovasculare. Deci mare atenție la pe cât posibil să evităm. Știți ce ajută foarte bine și asta am observat în pandemie, purtatul măștii. Asiaticii când e smog, uh -huh. îi poartă mască, tocmai uh -huh. ca să rețină acele microparticule. Asmaticii în timpul pandemiei purtând mască nu au mai făcut când era ambrozia și acele aeroalergene Crize, așa de dese, cum ne făceau înainte. Deci, când avem o perioadă sau mergem într-un oraș care este cu adevărat poluat, e mai bine să purtăm să o mască masă. când ieșim. Doar ca că pe ca stradă nu, Dar, nu ai cu... să strige după tine, dacă poți da. mască. Dar cu cât, chiar dacă suntem într-un mediu poluant, să ne facem timp o zi pe săptămână sau măcar o dată pe lună să mergem undeva într-un mediu de munte, cu aer curat, în care nu sunt acești poluanți. Ajută. Ajută foarte mult, da. Pentru că ne ajută și cilii, plus că inclusiv hidratarea adecvată, stilul de viață da. sănătos, ce mâncăm, antioxidanții ajută plămânul, ajută acei cili ca să epureze acele gudroane și acele noxe. Da. Plus, asta presiunea, pentru care eu insist mereu, presiunea pe autorități să facă da. Da. Uh, presiunea uh, să fie constant. ceea ce trebuie. Iată astfel de dispozitive care cred că ar putea fi cumpărate de oameni, adică, nu știu, eu mi-aș cumpăra, domne, dăm o aplicație cu un dispozitiv, am mai vorbit despre asta, să pun acasă, să văd, da. bă, care e calitatea aerului aici, da. să pot să mă duc după aia, bă, tu poluezi, tu poluezi, ca să știm exact, că dacă nu avem eu aceste uh, informații... uite, mai dau un exemplu și dau exemplu orașului Viena. Uh, un oraș în care calitatea aerului și calitatea vieții este, cred că în ultimii 4-5 ani, a fost în primele 3 uh -huh. în lume. Uh -huh. Și deși nu au așa de multe spații verzi, faptul că s-a mers foarte mult pe mașini electrice, foarte mult pe transportul în comun, foarte mult pe mașinile care nu poluează, și-a arătat efectul. Da, și în da, oraș acolo, curat. Da, acolo sunt faze de, de pildă, nu poți să să-ți lași în Viena, mașina pornită să te duci până la magazin sau să faci... Nu plagi. există așa ceva. Adică, da. rici nu o mai găsești. Da. Chiar era o fază pe care mi-a povestit-o cineva până în 2005, un om în civil și unul stătea, stătea da, era în mașină, cu motorul pornit. A venit la a bătut în geam. Oprește da. imediat. Am fost într-un oraș în Germania în care era foarte, foarte aglomerat. În centru aveau uh, voie doar mașini electrice. Era un aer așa de curat, deși uh, la nivel populațional era foarte încărcat, pentru că, și atunci vorbim cu colegii mei de acolo, domnule, dar noi este lege în centrul orașului doar mașinile sau autobuzele electrice. În rest nu mai au treabă. Uh -huh. Și, într-adevăr, se resimte. Se resimte acest lucru, se resimte în sănătatea noastră și în mediul de viață pe care vrem să-l avem în următorii 5 ani, 10 ani. O singură chestie mai vreau să aflu, ca să ne îmi facem o idee. Uh, în ultimii ani, care e ponderea pacienților, uh, mă refer la vârstă? Ha, bună întrebare. Scade, din nefericire scade, sunt din ce în ce mai tineri. Asta am sesizat o din practica clinică. Dacă înainte vorbeam de pacienți 77 75 de ani care efectiv îi spuneam, domnule, am suspiciunea că aici ar fi un cancer. Dar te face A, B, C, ca să aflăm diagnostic. Face, domn, doctor, dacă facem astea cât mai. Am de trei? domnule, uite, poate cu terapie încercam să-l duc în zona de tratament. Eu nu mai vreau. Că foarte multe cazuri sunt care, domnule, eu nu, nu mai vreau. Vârsta a început să scadă. La 60 de ani, la 55 de ani. Da, și un aspect nedorit. Și tot pe linia asta, dintre acești oameni care vin cu aceste probleme, care-i statutul lor social? Mă refer aici la venituri. Pentru că de multe ori sărăcia nu-ți permite să mergi, să te cauți, să faci prevenție, să să te îngrijești da. de tine. Într-adevăr, persoanele cu aderență slabă, atât la diagnostic cât și la tratament, sunt persoanele cu veniturile cele mai mici. Deci cu cât ai venitul mai mic, cu atât ai, nu te poți duce nici la un spital, nici la o clinică, nici la un tratament, deși foarte multe sunt gratuite sau compensate. Și am mai avut pacienți care... Uh, au continuat cu fumatul și aveau și tratamentul. Și le-am explicat, dumne, degeaba ți -ai tratamentul dacă tu baci o singură țigară în gură. Tu anulezi efectul tratamentului, ca și cum nu l-ai luat. Deci, gândește-te ce vrei. Vrei să trăiești? Aici, la sau vrei fel, e, să... e problemă și de educație. Exact, că... să mor și nu e o moarte ușoară, e o moarte în chinuri. ca și cum un BPOC, scoți peștele, că spuneai de tatăl tău, scoți peștele din acvariu și îl pui proscat. Așa, așa, din nefericire, așa moare pacientul cu BPOC. Că îl vedem cu oxigenul, cu suplimentul acela de oxigen, nu e o moarte ușoară, să zic așa. Sau deci, o moarte zid... în chinuri care durează, durează luni de zile. Putem vorbi despre ceva date după perioada asta de pandemie, în sensul, nu știu, sechelelor la nivelul plămânilor sau. Din nefericire, am, după pandemie am depistat din ce în ce mai multe tuberculoze, forme scavate, forme de tuberculoză extinse, cancere pulmonare care de frică să ajungă la spital sau nu au avut acces la serviciu sanitar erau forme depășite. Într-adevăr, multe sechele după această pneumonie virală, mai ales la pacienții cu comorbidități, dar uh, acum sperăm că am depășit cu bine acea fază și că uh, ne reluăm ciclu sanitar normal. Dar după pandemia a venit gripa, a venit rujiola, cine știe ce o să mai dar important este că toți pacienții să aibă acces la, la, la diagnostic și tratament și aici, apropo de patient journey. În punem diagnosticul de cancer pulmonar, trebuie rapid, adică de la suspiciune la tratament, trebuie perioada de timp să fie cât mai redusă. Sunt în centre universitare, această perioadă poate să fie la noi în spitale la două săptămâni de zile, în alte centre poate să fie o lună, două luni, trei luni, dar gândiți-vă că vorbim de centre universitare. Alte centre care nu au serviciu de bronhoscopie, care nu au radiologie intervențională, care nu au, că sunt județe în care. Nu au radioterapie, sau încolo, sunt foarte puțini. Ce fac aceia? Atât deci... sunt județe care n-au la UPU ecograf? Da, din nefericire, adică da. Da, da. în spital județean. Da. Și atunci, cu cât punem un diagnostic mai rapid, cu atât salvăm ani în viață. Cu cât îmi prelungim acest diagnosticul, prelungim inclusiv intrarea în tratament și pierdem ani în viață. Pacientul pierde. Da, mulțumesc mult pentru dialogul ăsta. Mi-a făcut plăcere și sper că foarte mulți oameni au fost uh, inspirați și au avut ce să învețe de la tine. Ăsta e un cadou de la noi, mulțumesc, de la frumos. Cafeneaua Nației. Mulțumesc, e cafeaua frumos. noastră de specialitate proaspăt prăjită de noi, un ceai din plante, un ceai organic foarte bun și cartea noastră, Atenție cu Intenție. nu? Mulțumesc că frumos! Poate și asta e un mesaj, oamenii să-și direcționeze Atenția cu intenție în zona asta de, de sănătate, pentru că foarte mulți fumează fără măcar să se gândească uh, ce, ce urmează să, să li se întâmple. Trebuie să alegem viața. Asta ar exact. fi mesajul meu de sfârșit. Acum, după da. discuția cu tine, aș avea două cuvinte. Alege viața. Punct. Ce recomand? Sunt atâtea tutoriale, cât vorbeai de YouTube, mm -hmm. uh, care îți arată ce e bine și ce nu e bine. Pentru că foarte puțin dintre noi, inclusiv eu mă pun la acest, la acest lucru, mare are timp să citească o carte, o carte bună sau o carte de specialitate. Oamenii vor, ce am sesizat la pacienți, că îi întreb și vreau să le recomand că noi nu avem mult timp de petrecut cu pacientul. Și atunci am creat niște instrumente să le pun la dispoziție. Oamenii vor repede, trăim în secolul vitezei fast food, fast medicine, câteodată îți mai uh, răbdători la un fast food, să șați sandwich decât în fața cabinetului de medicină. Și o le spun eu că mai fac medicină. La mine medicina nu pot să spun diagnostic în 10 minute. Nu pot, n-am cum. Poate nu sunt eu așa de deștept, dar nici colegii mei nu. Încă mai facem medicină. Deci uh, vor când îți dă radiografia să-i spui ce are tratamentul tot, tot. Stai, 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 că nu merge așa. Vrem acces la informație, o vrem rapid și o vrem condensată. Și în ultimul timp ne-am creat o platformă educațională, se numește pneumocontrol.ro uh -huh. în care anul trecut inclusiv făceam lecții de educare medicală pe Zoom, adică orice pacient putea să intre pe telefon, pe Zoom să se conecteze o dată pe săptămână și unul dintre colegii noștri răspundea la întrebări sau îl ghida spre alt test. Foarte bun. Din nefericire, dacă la început au fost 7, opt, zece pacienți, așa sau nu pacienți, oameni care vreau informații, după un timp n-a mai intrat nimeni. Uh -huh dar l-am păstrat platforma pneumocontrol.ro, o platformă educațională făcută de colegii din spitalul nostru, e gratis, în care se pot lua, avem tutoriale, testimoniale pacienților care au trecut, care au avut cancer, care au avut BPOC mm -hmm. și vă invităm să le urmăriți, și în care explicăm patologiile și bolile. Recomandăm acest gen de informații, pentru că ne este greu să mergem în librărie și dacă te duci într-o librărie mai nou și nu vreau să dau alte lume. Găsești cafea, găsești ceai, găsești căni, găsești mm. oale. Mm. Nu mai găsim cărți. Putem să comandăm de pe internet, sunt tot felul de cărți care se, se regăsesc. În schimb, educarea medicală sunt anumite platforme educaționale. Societatea Română de Pneumologie are una, noi avem alta, care se pot accesa. În rest, cărțile pe care le citesc eu sunt cărți mai mult spirituale și de sufletul meu uh, Bineînțeles, în afară de literatura de specialitate. Foarte bine. Dar alege viața. Ok. Rămâne acest mesaj. Mulțumim mult! Cu drag, Dragoș!